Document bombă în Parlament. Partidul România Unită a făcut un tabel în care adună semnături pentru a iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului Dacian Cioloș. Până acum au semnat parlamentarii PRU, ALDE și neafiliați. Pentru a ne lămuri exact despre ce este vorba, stăm de vorbă chiar cu președintele PRU, domnul Bogdan Diaconu. Bună seara! Bună seara! Care este motivul invocat de dumneavoastră pentru a depune această moțiune de cenzură? În primul rând, știți foarte bine că săptămâna trecută am anunțat în conferință de presă de la sediul Partidului România Unită că vom iniția acest demers, vom iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cioloș. Diferența dintre noi și toate celelalte partide prezente în Parlament este că ceea ce spunem și facem. Iată că, așa cum am promis, la începutul activității parlamentare din această săptămână, astăzi am finalizat textul moțiunii de cenzură și tabelul de semnături de susținere a acestei moțiuni. Ce pot să vă mai spun este că într-o oră, astăzi la Parlament, am reușit să strângem 30 de semnături, ceea ce reprezintă un sfert din semnăturile necesare pentru a putea depune moțiunea și a putea fi dezbătută în plenul reunit al celor două camere. Încă o dată revin și solicit, fac un apel la președinții Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu de a încuraja parlamentarii ALDE și PSD să semneze, să se alăture demersului inițiat de Partidul România Unită, să semneze susținerea acestei moțiuni de cenzură, pentru că este momentul adevărului. Acum pot demonstra dacă chiar fac opoziție sau doar mimează opoziția vis-a-vis de guvernul. Domnule Diaconu, domnul Dragnea tocmai a demonstrat acum ceva timp, atunci când a vorbit și domnia sa despre o moțiune de cenzură. Vă aduceți aminte de scandalul cu impozitarea veteranilor, da, și a familiilor acestora? Și a avut loc o ședință la PSD, în urma căreia s-a decis retragerea acestei inițiative. Deci nu era momentul pentru o moțiune de cenzură. Diferența dintre mine și domnul Dragnea este că eu am vorbit și am făcut, domnul Dragnea a vorbit ce nu s-a întâmplat. Iată că există șansa acum să oprim guvernul Cioloș să mai facă în continuare sau să ia niște măsuri antinaționale pe ultima sută de metri. Domnule Diaconu, îmi permiteți. Da, aceasta este o inițiativă serioasă, având în vedere termenul scurt pe care îl mai are la dispoziție, sau timpul scurt pe care îl mai are la dispoziție guvernul condus de Dacian Cioloș. Până când vor fi alegeri la termen, s-a stabilit și data, sau încercați doar un joc de imagine? Tocmai de aceea, tocmai la acest lucru vreau să vă răspund înainte să mă întrerupeți. Sigur că este o inițiativă serioasă, există textul moțiunii definitivat, există un tabel de semnături de susținere în care deja avem astăzi strânse 30 de semnături și ne dorim să demitem guvernul Cioloș. Nu suntem naivi politic să credem că domnul Iohannis va desemna alt premier decât pe domnul Cioloș, probabil că îl va desemna ca premier interimar până la alegeri, dar câștigăm un lucru esențial. Vom avea un guvern Cioloș interimar cu puteri limitate, astfel încât să nu-i permitem să mai ia măsuri antinaționale. Mulțumesc foarte mult pentru interviu.